Bine v-am regăsit la Exclusiv în România. Haideți din start să lămurim niște lucruri. Aș vrea foarte mult să nu facem confuzie între arhirăspândiții mârlani și momârlanii, care reprezintă unicatul despre care vorbim în această emisiune. Și s-a mai întâmplat ceva. Vă rog foarte mult să aveți în vedere faptul că în această emisiune Cristina are de gând să-l întâlnească pe Avram Iancu în carne și oase. Aveți senzația cumva că ne-am pierdut mințile? Eu cred că nu. Nu este vorba despre personajul istoric, nu. Este vorba despre cel care, din câte știu eu, a reușit să traverseze în not și fără costum de neopren canalul Mânecii. Asta la o zi sau două după ce... A doua zi după ce un înotător englez, din păcate, a pierdut această bătălie și, din câte înțeleg, s-a și înnecat. Pe de altă parte, nu știu cum se face, dar în zona în care a umblat, nu mai există personaje care s-au îndrăgostit în mod cu totul, nu știu dacă e explicabil sau inexplicabil, de aventura extremă, pentru că tot acolo îl vei cunoaște și pe Toma Cocone. Da, Toma Cocone, ultramaratonist de nivel mondial, campion la un concurs european foarte dificil, a parcurs mii de kilometri în alergare în Alpi și a zburat cu parapanta. De fapt, asta știe el cel mai bine să facă, asta iubește să facă, zboară cu parapanta și alergă pe munți. O să încercăm să vedem puțin prin ochii lui zona momârlanilor. Și pe lângă ținutul momârlanilor, ce altceva mai vezi? Unde mai mergeți? Se spune că momârlanii se întind ca repartizare geografică cumva în jurul retezatului și ajung până spre Hațeg. O să ne ducem și noi până în apropiere de Hațeg, la Râu de Mori, și de acolo avem de gând să parcurgem niște trasee pe care nu le-am făcut în retezat, să ajungem la lacul Zanoaga, cel mai adânc lac glaciar din România, și poate să vedem și lacurile care poartă nume de fete, Ana, Lia, Viorica, să vedem. Și eu vă mai pun o întrebare, știți cumva cine e Marinel? Producătorul nostru. Sau... Haideți să mai vedem cine altcineva mai este Marinel.